O mică introversie în programul nostru, îl vom invita numai pe Alexandru Tofan să ne vorbească despre o nouă filozofie creștină, fenomenologia lui Michel Henry. Alexandru Tofan, care este profesor la la Universitatea de Tondrea Cuza, Facultatea de Filozofie din Iași. Pe Alexandru l-am ascultat și acum două zile. El este un împătimit, un îndrăgostit de Andrei Scrima, un alt personaj care poate să facă legătură între Orient și Occident, dar în seara asta a ales să ne vorbească despre acest personaj, Michel Henry, despre care el a făcut și tezele de doctorat și care îl cunoaște poate mai bine decât Scrima, dar pe alte filiere. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je vous en prie de m'excuser, je parlerai en roman parce que j'ai pas eu le temps de traduire le texte en français, c'est très conceptuel. Merci à Iliane aussi pour m'aider avec la traduction. Voi vorbi în această seară despre o configurație aparte a întâlnirii dintre teologie și filozofie, titlul colocului, aceea dintre fenomenologie și teologia patristică, ce s-a petrecut pe solul culturii franceze, prin autori precum Michel Henry, Jean-Louis Trétien, Jean-Luc Marion, Jean-Yves Lacoste și alții. Și voi aborda această problemă a raportului dintre fenomenologie și teologia patristică, plecând de la un fapt foarte precis circumscris. Faptul de a vedea. Care este un fapt ce intră atât în sfera fenomenologiei, ea descrie practic unul dintre cele mai comune modalități prin care luăm contact cu lumea, dar în același timp, în multe tradiții, este un fapt, faptul de a vedea, că descrie practic situarea spirituală prin excelență. În platonism, vederea ideilor, apoi în creștinism, vederea energiilor necreate la Grigore Palama și așa mai departe. Deci este un fenomen, faptul de a vedea, ce stă la întretăierea, să spunem, vieții noastre cotidiene și a poziționării noastre spirituale prin excelență, radicală. Așadar, întrebarea pe care vreau să o pun este ce înseamnă a vedea în momentul în care acest simț fragil ajunge să fie înțeles la întretăierea dintre fenomenologie, pe de o parte, dintre jargonul fenomenologic și tradiția Sfinților Părinți ai Răsăritului. Teza pe care vreau să o susțin, ideea pe care o vreau să o argumentez pe scurt, este că această întâlnire produce o modalitate specifică a privirii. Și anume, privirea fără inteligibilitate. De obicei, sau în mod cotidian, a privi înseamnă a încerca să cunoști ceea ce privești. Te raportezi prin privire la ceva pe care îl cauți și pe care vrei să ți-l asumi într-un fel sau altul din punct de vedere epistemic. Ori această întâlnire dintre fenomenologie și tradiția Sfinților Părinți descoperă o modalitate a privirii care depășește această latură epistemică pe care în mod cotidian o presupune. Este o privire care face părtaș pe om unei realități care îl transcende și care nu îi cere un angajament teoretic, ci unul existențial. Mai mult, voi încerca să arăt în final, îi cere chiar suspendarea oricărui angajament teoretic. Și îmi cer scuze, o să revin la un exemplu pe care l-am dat și acum două zile, îmi cer scuze celor care l-au auzit deja, dar mi se pare relevant. Este vorba de Apoftegma 27 de la Ava Antonie din Pateric, în care mai mulți discipoli vin la Ava, îi pun diverse întrebări, unul dintre ei nu îl întreabă nimic. Și atunci Ava întreabă, dar pentru ce ai venit? Tu nu pui nicio întrebare și respectivul discipol răspunde, îmi ajunge să te privesc, părinte. Și raportarea pe care acest discipol o are, cred este paradigmatică sau este exemplu pe care aș vrea să-l explic, pe care aș vrea să fac să se înțeleagă prin prezentarea mea. Așadar, și desigur există și alte exemple, doar le menționez fără să mă opresc asupra lor, episodul de pe drumul către Emaus, în care Hristos se arată credincioșilor și apostolilor și
în momentul recunoașterii sale, când el este recunoscut cine este, el dispare. Deci el se sustrage unei priviri care cunoaște, care poate să asume epistemic obiectul său, dar toate, de fapt, se concordă în același punct. Așadar, întrebare. Cum ia naștere această privire la distanță de modelul clasic care, al privirii care deslușește și clarifică și care se află așadar în proximitatea înțelepciunii, a muncii intelectuale orientată spre conceptualizarea conținutului cunoașterii? Adică văd și vreau să înțeleg ceea ce văd. De data aceasta, privirea va bloca accesul sau drumul către conceptualizare, către cunoaștere. Și răspunsul pe care vreau să-l dau va avea, practic, trei părți. Mai întâi, o redescriere a problemei. Printr-o întrebare la care încearcă să răspundă atunci Jean-Luc Marion, într-un text la filozofie cretien ermeneuticul euristic din 1993, cât și un autor mai recent, Jean-Yves Lacoste, Filosofie EU Teologie la frontière absent din 2007, un text despre Kierkegaard. Și întrebarea lor este foarte simplă și abisală în simplitatea ei. Ce anume este de văzut în creștinism? Ce propune, ce tip de fenomenalitate propune creștinismul pe care altfel nu ne-ar fi accesibil? Și ambii autori răspund practic în același fel, desigur cu diferențe, dar nu mă refer prea mult la ele. Realitatea nouă sau tipul de fenomenalitate, fenomenul nou pe care creștinismul îl face vizibil, este realitatea iubirii. Faptul carității, pe care ambii sunt de acord, atât metafizica greacă, cât și metafizica modernă, sau jargonul acestor două tipuri de metafizică, nu îl pot cuprinde. Faptul carității, care este un fapt relațional prin excelență, fluid și, voi arăta să arăt, invizibil pentru ochiul filozofului clasic. În plus, Jean-Yves Lacoste mai spune, mai dă încă o precizare la acest nou tip de fenomenalitate al creștinismului. Textul său este un comentariu, cum spuneam, la Kierkegaard, la Fărâme filozofice, filozofic de Kierkegaard, și anume că această realitate nouă a creștinismului este acea realitate în care istoricul servește ca punte sau ca trambulină pentru transcendență. Întrebarea lui Kierkegaard de la începutul Fărâmelor filozofice este: poate fi dat un punct de plecare istoric unei conștiințe absolute sau unei conștiințe eterne, unei conștiințe atemporale? Putem să ne raportăm pe când din istorie la absolut și nu cum făcea Hegel, invers, interpretând istoria din perspectiva unui spirit absolut? Deci, o primă concluzie, ceea ce tipul nou de fenomenalitate pe care creștinismul îl descoperă și îl face accesibil, este realitatea iubirii. Și, bineînțeles, acest scurt sau mic accent pe care îl pune Lacoste pe problema este o iubire concretă, nu o iubire abstractă, nu o iubire în sens hegelian, ca, știu eu, care poate fi ușor tradusă dialectic și problema este rezolvată, ci o iubire concretă care se petrece în timp și, cum voi încerca să arăt, în trup. Deci, aceasta este noua realitate. Cum avem acces la realitatea iubirii? Și aici voi face un scurt detur printr-o lucrare a lui Michel Henry, Întrupare, Incarnation, în filozofie de la chair, o filozofie a trupului, care descrie, practic, plecând de la această fenomenalitate nouă, un moment aporetic. Ce spune Michel Henry? Îmi spune în felul următor. Este binecunoscută distinția, dar o să o rezum, dintre trup și corp. Corpul este, cum să spunem, materialitatea pură a vieții noastre. Sunt moleculele care ne compun. El ocupă un loc în spațiu. De aceea este și descris admirabil, într-adevăr, de Descartes. Este ceea ce avem noi în comun cu lucrurile. Nu simte
și nu încearcă nimic. De el dau seamă fizica, biologia sau mecanică. Spre deosebire de corp, trupul este definit de Henri ca fiind viață singularizată. Este viața așa cum ea prinde din imensitatea ei o formă individuală. Accesul la trup nu îl avem prin biologie, ci prin suferință, bucurie și simțire. De el nu pot să dea seamă fizica, biologia sau mecanica, ci arta sau teologia. Și cred că tensiunea dintre trup și corp, cea mai importantă, o formă privilegiată a acestei tensiuni, o întâlnim, putem spune, în tabloul lui Hans Holbein, Hristos mort, despre care vorbește și Dostoievski. Cum ceva ce ne-am așteptat să fie trup, este în tablou corp. Și mirarea provocată de faptul că îl vedem pe Hristos în modul corporalității și nu în cel al trupului, este aici esențial. Michel Henry merge până la a spune că problema ce este trupul și întrebarea ce este trupul și întrebarea ce este revelația sunt una și aceeași întrebare. Pentru că revelația Hristos se trece în trup. Așadar, a găsi natura revelației înseamnă de fapt a ne interoga asupra naturii trupului, acea realitate în care Hristos se coboară printre noi. A ști ce este trupul, iarăși plecăm de la instanța sa privilegiată, care este trupul cristic și de la revelație, de la natura revelației care se petrece în trup. Legând de prima problemă sau de primul moment al răspunsului meu, fenomenul carității sau caritatea se petrece în trup și nu în corp. Trupul este acel nivel, acel registru al ființei noastre care face posibilă relația cu celălalt. Corpul individualizează. Suntem un punct într-un plan cartezian. Dar trupul, prin faptul că este viu, mă deschide către celălalt. A vorbi despre caritate înseamnă, de fapt, a vorbi despre trup și nu despre corp. Momentul aporetic pe care îl descrie Michel Henry, momentul aporetic stă în faptul că, în bună tradiție fenomenologică, se întreabă autorul francez, bun, și acum, cum ne este accesibil trupul? Cum ne este accesibilă viața singularizată? În ce fel putem să vedem viața? Sau în ce fel avem acces la viață? Și aporia sa, și este foarte interesant felul în care, poate și fără să știe, se locuiește această aporie, este faptul că viața este accesibilă ca inteligibilitate invizibilă. În măsura în care înțelegem viața, o înțelegem în modul, sau o înțelegem ca invizibilă. Nu putem să ne raportăm ostensiv la viață. Nu putem să arătăm aceasta este viața. Putem să arătăm ființe vii. Dar viața ca atare nu poate fi arătată. Prin aceasta ea este invizibilă. Dar este inteligibilă, deci poate fi înțeleasă, deși este invizibilă, prin, cum spuneam, bucurie, prin suferință, prin felul în care noi simțim lucrurile. Deci, momentul aporetic din Michel Henry, ceea ce ne este cel mai intim, și anume viața, cea care ne face pe noi să fim trup, este invizibilă. Ar părea că faptul de a vedea nu are niciun sens în legătură cu realitatea esențială a faptului nostru de a fi, care ne este viața. Și chiar la un moment dat, se întreabă, încercând să răspundă la această întrebare și mai mult simțind că trebuie să explice, de exemplu, îndemnul lui Filip, vino și vezi, pe care îl adresează Filip, ce să vadă dacă viața este invizibilă, și sub aspectul stilului, ca să spunem așa, Michel Henry face un insesizabil detur către o altă problemă. Către faptul de a auzi. Faptul de a auzi îi pare mai, cum să spun, poate mai accesibil decât faptul de a vedea. Și spune,
numai cel care ascultă în el zgomotul propriei sale nașteri, acela poate să se orienteze vizibil către ceva. Deci, cum aș putea să spun că, cel puțin stilistic, faptul de a auzi îl pune sau îl determină faptul de a vedea. Este o părăsire elegantă, ca să spunem așa, la probleme. Totuși, cum este accesibilă viața și de ce, la modul vizibilității, cum poate ea făcută vizibilă, cu atât mai mult cu cât Scriptura abundă în metafore vizuale. Și iarăși îndemnul lui Filip este esențial în economia cristică. Vino și vezi. La ce bun această vedere? Răspunsul pe care îl dau, și cu asta o să mă îndrept spre final, îl întâlnesc la un alt fenomenolog francez, ca să-i spun așa, la Jean-Luc Marion. Într-o lucrare, Crucea Vizibilului, la Croisée de Visible, din 1991. La Croix. Croisée de Visible. Încrucișarea privirii. De fapt, încrucișarea, nu crucea. Da. Așa a fost tradusă, e traducerea românească. Despre ce tip de sau cum se raportează Marion la problema privirii? Pentru el, sau preia dilema lui Henri, deși fără a face directă legătură la ea, vizibilitatea realităților creștine sunt orbitoare. Sunt de nesuportat. Sunt vizibilități, el le numește aceste tipuri de fenomene saturate de intuiție. Sunt fenomene în care ceea ce ni se propune la modul intuiției, în cazul ăsta, ca vizibilitate, depășește puterile noastre de a înțelege. Totuși, există o soluție prin care acest fenomen orbitor, prin care realitățile orbitoare ale creștinismului ne sunt accesibile, și anume în icoană. Logica sau modul în care înțelegem ce este o icoană și cum ne putem raporta la ea, rezolvă într-un anumit fel problema vizibilului, ce înseamnă a privi. Și foarte pe scurt, ca să nu întârzi, o icoană este privită pentru Jean-Luc Marion în măsura în care cel care o privește se lasă de fapt privit de prototipul care este reprezentat în icoană. Atunci când mă uit la o icoană, nu eu o privesc. Nu mă uit la o reprezentare a unui sfânt sau unei scene din istoria sfântă. Ci, în momentul în care mă raportez la o icoană în mod spiritual, în mod estetic, ce se întâmplă este că, de fapt, mă las interpretat de cel care, de dincolo de icoană, mă privește pe mine. Îi răspund, de fapt, privirii sale care vine din eternitate și transpare prin intermediul imaginii, prin intermediul materiei. Așadar, ceea ce vedem în icoană este, de fapt, efectul pe care icoana îl produce asupra noastră. Chemarea pe care ea ne-o adresează. În privirea unei icoane sunt martor și efectul contraintenționalității, un termen tehnic, adică al inițiativei pe care celălalt o are în privire și nu cea pe care o am eu. Privirea, în acest sens, este receptivă, nu este activă, ca să pot să traduc cumva cuvinte puține ceea ce vreau să spun. Și foarte frumos, la un moment dat spune, icoana vine din chenoza imaginii. Icoana înseamnă coborârea sau smerenia imaginii care vrea să ne arate mult și pe care ne cheamă să o vedem. Așadar, cum putem să vedem realitățile creștinismului? Fenomenalitatea pe care o deschide creștinismul. Prin faptul sau prin încercarea de a vedea în această fenomenalitate viața ca atare și anume felul în care ea ne cheamă. A privi nu înseamnă a recunoaște un obiect, ci a răspunde unei chemări. Acest tip de privire, ultimele idei, nu sunt de fapt, cum să spun, descrise doar de autori precum Jean-Luc Marion, Emmanuel Levinas, de pildă, vorbește cu multă subtilitate de acest tip de privire în totalitate și infinit,
întâlnirea cu celălalt se produce în modul în care, în momentul în care întâlnesc la el privirea care roagă și pretinde. Nu o privire care vrea să cunoască pe celălalt, ci privirea care face ca celălalt să mă roage pe mine ceva sau să pretindă de la mine ceva. La fel, privirea mea este o privire care îl roagă și îi pretinde. Distinția sa tehnică este aceea dintre privirea care domină și privirea care răspunde. Le regard qui domine și le regard qui prétend. Qui répond. Deci, în asta constă, cred, modificarea pe care creștinismul o aduce fenomenologiei. În deschiderea sau în revelarea unui mod de a fi personal al faptului de a privi. Și în încheiere, sau unei priviri care nu își asumă o sarcină teoretică, ci sarcina de a răspunde vieții altuia. Și în încheiere, o ultimă idee, ne punem, sau o altă întrebare pe care doar o menționez fără a o dezvolta, mi-a fost provocată de textul fabulei mistice al Michel de Certeau. Se întreabă Certeau la un moment dat, narativizez puțin discursul său foarte tehnic, ce fac doi mistici când se întâmplă? Despre ce vorbesc ei oare? Sau cum vorbesc despre realitățile care esențiale, despre întâlnirile lor esențiale? Și Certeau spune, este vorba despre cei doi au de împărtășit, practic, o mirare care nu este însoțită de nicio reprezentare. Un étonnement qui ne s'accompagne pas de représentation. Ei nu pot să își reprezinte în manieră obiectivă trăirea mistică sau experiența mistică. Dar totuși trebuie să se înțeleagă. Și se înțeleg, își creează o colectivitate, un dialog, printr-un soi de sensus communis kantian. Ei se întreabă, tu auzi? Și celălalt răspunde, oui. Fără ca între spusele lor să existe o lume comună, un obiect pe care să îl invoce în manieră obiectivă. La fel spune Kant, e drept, mult mai puțin seducător, atunci când vorbește în estetică despre modul în care se constituie judecata de gust. Cred că și doi creștini care privesc o icoană se înțeleg cu privire la icoană în aceeași măsură sau prin intermediul pot să vorbească despre aceeași icoană în aceeași manieră. Tu auzi? Oui. Mulțumesc! Sandro, am văzut un occidental a vorbit despre un oriental, un oriental a vorbit despre un occidental și, la urmă, ne înțelegem, avem același limbaj. Acum, mă auzi.